Cazul profesoarei de la Facultatea de Limbi Străine care i-a jignit pe studenți nu a rămas fără ecou. Plângerile studenților au ajuns la Comisia de Disciplină. Comportamentul abuziv al profesoarei era frecvent la cursuri, spun studenții, dar nimeni nu a făcut nimic. Profesoara de suedeză de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine este acuzată de studenți că îi jignea în mod repetat la cursuri. Decanul Facultății de Limbi Străine spune că ancheta este încă în desfășurare. Cazul a fost considerat la noi în facultate ca fiind extrem de grav și l-am trimis la Comisia de Disciplină. Noi nu putem să facem la nivelul facultății o comisie de disciplină pentru că nu avem personalitate juridică. La Facultatea de Limbi Străine am aflat că ieri Comisia de Integritate a facultății s-a întâlnit pentru a decide ce se va întâmpla în cazul profesoarei acuzate de rele tratamente asupra studenților săi. Ei bine, această comisie a decis să fie înființată o alta, cea a disciplinei, care va decide ce măsuri vor fi luate. Cel mai probabil o decizie va fi anunțată săptămâna viitoare. Deși studenții spun că această atitudine a profesoarei este de ani buni, conducerea facultății pare să nu fi auzit ceva. Dacă ea are antecedente, adică de la foștii studenți am înțeles că nu e prima dată când s-a întâmplat. Eu sunt decanul acestei facultăți de 11 luni, deci pe mandatul meu nu s-a întâmplat nimic. Este prima sesizare pe care o am de la studenți. În primul an de facultate au fost admiși la secția de suedeză 35 de studenți, însă în anul 2, 11 dintre aceștia au decis să renunțe. Cauza a fost pentru toți aceiași, comportamentul profesoarei. Știți cumva cum răspunde ea acuzațiilor că nu ne-a răspuns pe telefon? E greu să vă spun, eu nu am făcut parte din comisie, dar am înțeles că nu recunoaște acuzații. Am încercat din nou să primim un punct de vedere din partea cadrului didactic, însă nici de această dată nu am reușit. Totul a ieșit la iveală după ce o fată și-a făcut curaj și a povestit cum decurg orele la clasă pe o rețea socială. Am văzut, nu veți ieși, a fost folie, a fost clar, 12 persoane nu vor absolvi, clar de aici. După ce postarea tinerei a devenit virală, mai mulți studenți au început să scrie despre experiențele lor de la curs. Pe parcursul anilor mei de școală am întâlnit în nenumărate rânduri profesori prea puțin pregătiți sau empatici, dar nu m-am așteptat niciodată să fiu jignită, să devin anxioasă, să mă confrunt cu atacuri de panică regulate. Am zis că pot face față jignirilor și comportamentului doamnei, pentru că dorința mea de a învăța suedeză era mai mare decât răutatea doamnei, până am ajuns în sesiunea de restanțe când am cedat. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București se numără printre cele mai căutate. Vara trecută concurența a fost de 9 pe un loc.